Salut și bine v-am regăsit la o nouă prezentare video iPhoneForum.ro. Astăzi avem ceva cu totul special la prezentare, mai exact, noul și mult așteptatul iPhone 5 în toată splendoarea sa. Să începem mica noastră prezentare cu cutia în care vine noul iPhone. Dacă achiziționați un iPhone 5 negru, aceasta este acum complet neagră și este evident mai mare pentru a acomoda noua mărime a gadgetului nostru preferat. Să vedem cum arată noul iPhone 5. Înainte însă să vedem diferența dintre vechea cutie a lui iPhone 4S și noua cutie a lui iPhone 5. După cum vedeți, aceasta este considerabil mai mare decât designul minimalist al cutiilor vechi. Chiar dacă Apple a fost obligată să lungească cutia, nu înțeleg de ce a trebuit să fie și mai înaltă. Noul iPhone este mult mai subțire, iar accesoriile sunt identice, mai puțin căștile care vin acum într-o cutie. Să vedem acum ce se ascunde în cutie. Iată deci și mult așteptatul iPhone 5. După cum suntem deja obișnuiți, sub terminal este manualul telefonului, iar sub carcasă noile căști, despre care vom vorbi mai târziu un pic, încărcătorul care arată exact ca și vechiul încărcător și noul cablu numit Lightning. Trebuie să recunosc din start că mi-a plăcut ideea unei cutii speciale pentru căști, acum măcar le poți lua cu tine și scap de eterna problema încălcirii cablului. Iată o privire mai detaliată a încărcătorului. Iată și noul cablu Lightning și conectorul acestuia, care este acum cu mult mai mic și mai elegant ca și vechiul cablu. Deși poate lumea se uită la acest cablu și zice, mare chestie a făcut Apple, ideea de a-l face utilizabil în ambele poziții este una foarte bună și utilă. În continuare, vedem cutia specială pentru noile căști furnizate de Apple. Designul carcasei pentru căști este tipic Apple, elegant și minimalist, deși mi se pare că este un pic mai mare decât ar trebui să fie. Noile căști Apple, care aparent au durat 3 ani să le dezvolte, sunt, ce să zic, interesante ca și aspect. Noua forma căștilor, deși este una puțin mai anormală, odată ce vei introduce aceste căști în ureche, vei înțelege și vei aprecia acest design. Eu am o problemă constantă cu căștile normale, care îmi alunecă afară din urechi, acestea însă stau foarte bine în ureche. Teardown-ul acestor căști mi-a arătat modificările din interior, deci nu le mai enumăr și eu, dar căștile par a fi de calitate. Cât despre calitatea sunetului, deși acesta este mai bun ca și la căștile vechi, sincer, vei găsi căști mai ieftine care sună mai bine în comerț și, evident, vei găsi și căști mai scumpe care vor suna mult mai bine. Oricum, pentru niște căști standard livrate cu un telefon sunt acceptabile, iar designul este foarte bun. Să trecem acum la personajul principal, adică noul iPhone 5. După cum vedeți, acesta este un model negru de 16 GB. Să începem cu partea frontală. După cum știți, ecranul Retina este mai lung, iar camera HD a fost mutată deasupra teșiturii, nu lângă ea cum era și până acum. Marginea nu ne rezervă nimic nou, configurația antenelor a rămas identică cu iPhone 4S, iar cealaltă parte ascunde doar noul Nano SIM. Pe spate însă găsim de unii mult așteptatul spate de aluminiu. Zic de unii pentru că acum sunt sigur că vă veți plânge exact ca și la iPhone X că se zgârie mult prea ușor spatele. În partea de jos avem un design nou al grilajelor care ascund microfonul și boxa,
și, evident, noul jack Lightning. După cum ziceau și cei de la Apple, într-adevăr, se vede mult mai plăcut noul ecran IPS Retina Display decât vechiul Retina de pe iPhone 4S, dar ajungem la comparații în curând. Culorile par mai vii și mai saturate, iar luminozitatea mi se pare și ea îmbunătățită. Pentru cei care se plâng de noul ecran alungit, așteptați să îl luați în mână și vă garantez că nu vă veți mai plânge. Te obișnuiești cu ecranul mai lung în câteva minute și ajungi să-l apreciezi instant. Să vedem acum cum se comportă iPhone 5 în comparație cu predecesorul său, iPhone 4S. După cum vă ziceam, se vede și în filmare, noul ecran este mult mai bine saturat și mai clar ca cel vechi. Observați în primul rând repoziționarea camerei HD de pe noul iPhone. După cum ziceam, pe margine nu s-a modificat nimic, doar că noul iPhone este vizibil mai subțire. Spatele este vizibil modificat din cauza aluminiului folosit, și după cum vedeți, blițul a fost mutat un pic mai în dreapta, probabil pentru a preveni prea multă lumină în obiectiv. Pe cealaltă margine vedem diferența între cele două ușițe pentru SIM. Luând în mână telefonul, vă pot zice că se simte atenția la detaliu și îmi place foarte mult noua margine teșită un pic. Ce nu-mi place însă este greutatea. Posibil să fiu eu obișnuit cu greutatea vechiului iPhone 4, dar cel puțin pentru mine este mult prea ușor și îmi place senzația unui telefon mai greu. Să trecem acum la noul Nano SIM. Deși nu este premieră, cred că acesta este unul din primele Nano SIM-uri livrate oficial de Orange în România. Iată deci cum arată acesta. După cum vedeți, acesta este mai mic ca și unghia de la deget. Să vedem o comparație între micro SIM, nano SIM și SIM-ul normal. Iată micro SIM-ul și în final SIM-ul clasic. Sincer, nu știu dacă are și explicație tehnologică faptul că Apple a insistat pe nano SIM sau nu mai și-au pus ambiția, dar diferența între cele trei standarde SIM este gigantică, după cum vedeți vedea și voi. Să vedem și cealaltă parte a noului Nano SIM. După cum bine știm din clipurile disponibile pe internet, nu este nicio diferență tehnologică între cele trei SIM-uri în afară de mărime. Deci, un SIM normal poate fi adaptat și transformat în Nano SIM dacă chiar se dorește asta. Următorul pas din partea celor de la Apple va fi probabil să elimine de tot SIM-ul, pentru că din acest Nano SIM nu mai au ce tăia, asta e clar. Să introducem deci noul Nano SIM în 3 și înainte de a-l introduce în telefon să vedem cum se compară cele două tăvițe. Acum că am introdus SIM-ul, să ne vedem de test.
primele teste vor fi cele de browser. Ca să fie lupta curată, întâi voi șterge cookie-urile pe ambele telefoane, iar apoi voi opri toate aplicațiile care rulează în fundal. Primul test este cel oferit de BrowserMark. Să dăm deci drumul la test și să vedem rezultatul. Ca să nu așteptăm, am dat clipul pe rapid. Deși iPhone 4S termină primul, iPhone 5 îl devansează cu ușurință, înregistrând un scor impresionant de aproape 19.000 de puncte. Trecem mai departe și acum voi rula testul SunSpider Java. Acum că am dat luminozitatea mai mare, să vedem cum se comportă cele două telefoane. După cum era de așteptat, iPhone 5 a învins din nou. Acesta a terminat testul mult mai repede, iar toate calculele le-a executat mult mai rapid. Voi încerca să vă prezint rezultatele cât mai bine posibil, dar dacă vreți să comparați într-adevăr rezultatul, găsiți pe forum screenshot cu cele două browsere.